Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șiruri de numere în Python. Fiind date două numere naturale n și k, să se afișeze numerele naturale nedune, mai mici sau egale cu n, care sunt multipli numărului k. Ca idee de rezolvare, varianta 1. Se parcurg numerele naturale nenule mai mici decât n și se afișează numărul curent care este multiplu al numărului k. Varianta 2. Se generează multipli numărului k cât timp valoarea multiplului curent nu a depășit numărul n. Exemple. Se vor introduce de la tastatură numerele n și k. Se vor parcurge numerele naturale nenule până în valoarea n. Dacă găsim un multiplu al numărului k, îl vom afișa. Se vor introduce valori pentru numerele n și k. Se vor genera multiplii valorii numărului k, cât timp aceștia sunt mai mici decât valoarea numărului n. Fiind dat un număr natural n, să se afișeze primele n numere naturale nenule, pătrate perfecte. Ca idei de rezolvare, varianta 1. Se parcurg numerele naturale nenule mai mici decât n și se afișează pătratele perfecte. Varianta 2. Se parcurg numerele naturale nenule consecutive, se verifică dacă sunt pătrate perfecte până se găsesc n pătrate perfecte. Exemple.
se va introduce valoare pentru numărul n. Se introduce valoare pentru numărul n. Se parcurg numerele naturale nenule mai mici decât n și se afișează pătratele perfecte corespunzătoare. Se introduce valoare pentru numărul n. Se parcurg numerele naturale nenule consecutive cât timp nu s-au găsit n pătrate perfecte. Dacă numărul curent este pătrat perfect, se afișează. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre șiruri de numere implementate în limbajul de programare Python.